Considerați că domnul Traian Băsescu a exercitat presiunea asupra justiției în cazul dumneavoastră? Domnul Gâdea, nu am dreptul, mai ales că suntem totuși într-un proces în derulare și nici nu o să acuz nicio clipă judecătorii din complet și nici alții de faptul că asupra lor s-au existat, s-au făcut presiuni. Cred și de fapt nu cred. Sunt convins că s-a dorit o finalizare rapidă a problemei. Și asta este, poate, interesul României. Astăzi nu mai sunt ministru, deci nu mai pot exercita presiunile de care vorbește domnul Băsescu, care totuși văd că spune de fiecare dată că n-are nimic cu mine, dar se vede de la o poștă. Acum va mai fi un proces, va fi recursul. Nu doresc decât să fiu tratat ca un om simplu, să am dreptul de a mă apăra și să fiu judecat corect.